Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Angela Zaharova și vă invit la Impact Social. Congresul Autorităților Publice Locale și Regionale pe lângă Consiliul Europei a audiat vineri la Stockholm, Suedia, rapoarte de monitorizare a democrației locale și regionale din 6 țări. Printre chestiunile de pe ordinea de zi a reuniunii sunt rapoarte de monitorizare a democrației locale și regionale din Bosnia și Herțegovina, Republica Cehă, Germania, Lituania, Portugalia și Republica Moldova. Președintele raionului Dubăsar, Grigore Polecinski, care este membru al delegației, a declarat pentru Elita TV că raportul pentru Republica Moldova a abordat problema descentralizării autorităților publice, încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană și suportul social, financiar și investițional pentru localitățile amplasate în zona de securitate. Țara noastră a fost reprezentată la Stockholm de Tatiana Badan, președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova, directorul executiv Viorel Furdui și de Grigore Polecinski, vicepreședintele Congresului Autorităților Locale din Moldova și președintele raionului Dubăsari, care este și invitatul emisiunii din această seară. Bună seara, domnule Polecinski! Bună seara! Cum a fost drumul până la Rezina? Vreau să vă spun că drumul a fost cam greu, comparativ cu ceea ce ne-am deprins noi după războiul din 92, atunci când, practic, și drumurile noastre erau distruse, trecând de la Orhei încoace. Desigur că am rămas puțin dezamăgit, e puțin spus, pentru că starea drumurilor, cu adevărat, este deplorabilă. Avem promisiunea autorităților de ani, de mulți ani, că vom avea acest drum. Să sperăm foarte mult că totuși acest impediment nu ne va încurca în astă seară în cadrul discuției noastre. Vrem să aflăm mai multe detalii despre această vizită la Stockholm a dumneavoastră. Ce s-a discutat acolo, ce a conținut raportul acesta, de fapt, pe Republica Moldova? Ce rezerve au experții europeni vis-a-vis de țara noastră? Și de ce vreau să vă întreb, deci raportul ăsta de monitorizare pe Republica Moldova s-a bazat pe misiunile de documentare ale experților europeni care au vizitat țara noastră, Găgăuzia, regiuni, inclusiv raionul Dubăsari. Da. Ce a conținut de fapt acest raport pe Republica Moldova? Da, mulțumesc. Într-adevăr, conform procedurii și recomandărilor statutare al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Congresul Autorităților Locale și Regionale de la Strasbourg, de pe lângă Consiliul Europei, într-adevăr, monitorizează situația cu privire la respectarea de către țările membre a Consiliului Europei a prevederilor cărții europene la capitolul democrație locală și regională. Care au fost subiectele cheie care au fost abordate în acest Cel mai important, desigur că vreau să menționez că a fost un raport voluminos pregătit de către Comitetul de Monitorizare, în care nemijlocit au participat reprezentanții din trei țări. În anul 2011 am avut două vizite în teritoriu, în luna septembrie și în luna noiembrie, a delegației respective, care a avut întâlniri cu mai mulți reprezentanți, atât a autorităților publice centrale, cu prim-ministru, cu președintele interimar, președintele Parlamentului, cu reprezentanții societății civile, cu reprezentanții asociațiilor obștești care reprezintă autoritățile publice locale, cât și nemijlocit a realizat vizite în autonomie găgăuză și în raionul Dubăsari, în partea stângă a Nistrului. Cele mai importante elemente care i-au interesat a fost, desigur, că relația dintre autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale. Ce s-a schimbat după vizita din 2005, ce recomandări ar fi necesar să vină Congresul către conducerea țării noastre pentru ca reformele în domeniul administrației publice locale, ca autoritățile publice locale au sau nu au competențele respective, au sau nu au finanțele respective și au sau nu au capacitățile de a schimba lucrurile spre bine, conform rigorilor cărții europene privind exercițiul autonom al puterii locale. La acest capitol, nemijlocit, vreau să spun că i-a interesat situația cu regiunea transnistreană, situația dezvoltării regionale la general și vreau să menționez că în contextul Constituției Republicii Moldova și recomandărilor Congresului Puterilor Locale și Regionale, raioanele reprezintă anume acele regiuni care necesită și trebuie să fie întărite conform recomandărilor. Mai mult ca atât, au fost câteva recomandări, cum ar fi schimbarea atitudinii autorităților publice centrale la capitolul instituțional
relații între, după cum am menționat, autorități centrale și locale. Și vreau să vă aduc la cunoștință că în anul 2006, conform recomandărilor din 2005, în Republica Moldova chiar a fost instituit și un minister, Ministerul Administrației Publice Locale, care pe parcursul activității sale, să spunem, a avut diverse opinii. Cineva a salutat acest lucru care a fost inclusiv recomandat de către autoritățile europene. Cineva a menționat că în procesul de activitate a acestui minister au fost unele elemente neplăcute pentru autoritățile publice locale, dat fiind faptul că ministerul respectiv trebuia să fie o legătură, o punte de legătură între autoritățile publice locale și autoritățile centrale. Dar cum se întâmplă deseori la noi, în loc de susținere masivă, s-a mai deschis un element care trimitea scrisori multe la autoritățile publice locale, primăriilor, raioanelor, inclusiv cerea multe, multe, multe dări de seamă pe diferite segmente. Astfel, Ce rezerve au fost semnalate concret vis-a-vis de Republica Moldova și care au fost recomandările? Pe fiecare în parte vreau să ne spuneți, pentru că nu prima dată auzim că, de fapt, regiunile în Republica Moldova sunt propriu zis raioanele și nu cele grupe de localități pe care, care se includ într-o agenție de dezvoltare sau... Într-adevăr, vreau să menționez că, în primul rând, a fost vorba despre descentralizarea administrativă. Iată, la acest capitol și, practic, pe mare majoritate a dovezilor care sunt și a informației care este prezentă Consiliului Europei, Congresului Autorităților Locale și Regionale, este vorba despre acele măsuri care trebuia să fie realizate de autoritățile noastre pe parcursul anilor pentru ca autonomia locală, ca autoritățile locale, într-adevăr, acele noțiuni care se numesc autonomia locală, să fie realizabile. Pentru că de aici depinde activitatea și rezultatul activității fie ca unui primar, fie ca unui consiliu local sau a președintelui de raion și a unui consiliu raional. La acest capitol vreau să menționez că pentru prima dată s-a abordat și majoritatea absolută de către președinții de raioane au acceptat ca în cadrul discuțiilor să fie realizată o recomandare pentru autoritățile centrale ca președinții de raioane să fie aleși prin vot direct de către cetățenii, populații care trăiesc în teritoriul raionului respectiv. Dar nu trebuie să facem aici o reevaluare a mai desigur, multor desigur, pentru acte legislative? Că vreau să menționez că strategia de descentralizare administrativă care a fost trecută prin Guvernul Republicii Moldova și în recomandat Parlamentului pentru discuție, anume prevede un segment foarte larg de măsuri, cum ar fi descentralizarea serviciilor și competențelor autorităților publice, cum ar fi descentralizarea financiară. La acest capitol, de asemenea, foarte mare atenție a fost expusă, inclusiv a fost expusă și mirarea de ce până acum, practic, la acest capitol n-a fost realizat nimic. Pentru că dacă vorbim despre autonomia locală, pe parcursul anilor 2005 și 2011 au fost realizate mai multe sau încercări. Cum ar fi? În anul 2006 a fost aprobată legea cu privire la descentralizarea administrativă, unde au fost enumerate unele competențe, care, cu părere de rău, nu au avut un caracter clar de delimitare între autoritățile publice centrale, autoritățile publice raionale și autoritățile publice locale. Domnul Policinski, vreau să vă întreb aici. Dacă avem această lege din 2006, de ce am vorbit atunci, când era guvernarea comunistă, despre împărțirea banilor publici pe criterii politice și astăzi iarăși ne întoarcem la aceeași discuție? De ce se întâmplă asta? După părerea mea, fiecare... Bine, s-au schimbat guvernele, au venit alte persoane. Dar, cu părere de rău, anume înțelegerea faptului că practic majoritatea țărilor din Europa au mers pe calea respectivă. Autoritățile publice centrale trebuie să aibă competențele sale și punct. Ele nu trebuie să se implice adânc în competențele autorităților locale. Astfel, se stăruie să țină cu mâinile și picioarele competențele respective acolo sus. Ceea ce desigur că ca exemplu, începând cu diferite domenii, începând cu investițiile capitale, nu este normal
ca un parlament sau guvernul să primească hotărâre unde și ce să facă într-o primărie, într-o instituție, cum ar fi o grădiniță sau o școală, sau o casă de cultură, sau un drum, sau o fântână arteziană, acolo să fie alocați banii respectivi și anume cu controlul din partea autorităților publice centrale. Nu este normal ca autoritățile publice locale, primarii, consiliile raionale, în cadrul activităților sale, să alerge, ca exemplu, la Agenția Achiziției Publice pentru a prezenta contractele respective pentru aprobare. Pentru că este o competență clar stabilită pentru autoritățile publice locale și nici de cum pentru autoritățile centrale. 3. Este vorba despre dezvoltarea patrimoniului local și nici de cum a statului. Statul are competențele sale. Și deci, bugetul de stat. Și bugetul respectiv. Ministerile au bugetele respective. La acest context, chiar și fondurile republicane care se organizează, chiar și acele agenții de dezvoltare regională, care, conform legii din 2006 despre dezvoltare regională, au fost instituite. Bine, dar până la urmă, Congresul a recomandat dezvoltarea regiunilor. Dezvoltarea regiunilor, conform Constituției, ca regiunea, și eu, în calitatea mea de președinte de raion, reprezint autoritatea regională raionul la Strasburg, în Camera Regiunilor. Astfel este pentru mine personal și atunci a fost un semn mare de întrebare, cum și acum, care e totuși soluția, care este necesitatea ca aceste agenții să noi avem niște regiuni și mai creăm și mai creăm încă ceva structuri suplimentare. Pentru că în Republica Moldova, de fapt, regiunile nu se numesc regiuni, dar se numesc raioane. Se numesc raioane. Acest impediment sau această neclaritate, desigur că a fost văzută și acum. Cum, desigur că a fost vizibil și atitudinea, spunem așa, și interesul autorităților locale pentru această misiune, pentru că absolut, majoritatea absolută din primari, din președinți de raioane, indiferent de culoratura politică care pe cine reprezintă, au aceleași probleme, se confruntă astăzi cu aceleași probleme, pentru că e pentru toți. Sunt, desigur, și momente politice la capitolul transmiterea surselor financiare, dar până la urmă competențele autorităților locale trebuie să fie depline. Ele nu pot fi puse în cauză. Această prevedere este și constituțională, această prevedere este și legală prin legea privind descentralizarea administrativă, dar problema în mare măsură este de instrumentele de delimitare. Este vorba de acele capacități administrative instituționale a primarilor. Astăzi noi putem să cerem multe dintr-un primar. Putem să cerem multe dintr-un președinte de raion. Dar dacă, dar dacă nu are, nu-i dăm frâul respectiv, capacitatea respectivă reală de a dirija la nivel local, fiind obligat permanent să alerge să consulte întrebări la nivel central, la diferite comisii, la diferite inspecții, etc., având niște angajamente, pentru că odată la 4 ani vine un primar, vine un președinte de raion, vin consilierii care vin cu niște angajamente, spunând, eu voi face cu tare lucru, eu voi îmbunătăți activitatea, voi sprijini agenții economici. Dar cum? Care sunt... Cu ce pot să susții acel agent economic sau să realizez niște politici, niște viziuni care poate altădată nu coincid cu viziunile acelor de la centru? Toate aceste instrumente, agențiile de achiziții, agenția de achiziții publice și toate aceste instrumente despre care spuneți dumneavoastră, cred eu, au mai fost create și pornind de la rezervele experților europeni vis-a-vis de nivelul de corupție în administrațiile publice și pornind de la asta, poate vine controlul acesta. Vreau să menționez că la nivelul recomandărilor Congresului autorităților locale și regionale la nivel de Consiliul Europei, desigur că sunt prevăzute și elementele respective, dar este cadrul legal care pur și simplu trebuie să fie respectat. Și dacă o persoană sau alta a încălcat legea, el trebuie să fie tras la răspundere. Pentru că în acest context vreau să menționez că un element important care inclusiv în strategia privind descentralizarea este vizibil, dar a fost menționat și în cadrul acelui raport care a fost prezentat la Comitetul de Monitorizare, a fost menționate și elemente de etică, de democrație locală, politica de gender, care trebuie să fie realizată conform acelor recomandări a Uniunii Europene, a Consiliului Europei. Și la acest capitol au fost menționate atât elemente pozitive, pentru că un element pozitiv, desigur, că a fost inclusiv formarea Congresului Autorităților Locale din Moldova,
care, iată, anul acesta, în luna martie, va împlini deja frumoasă vârstă de 3 ani de zile. Vreau să menționez că a fost un element foarte important, anume de consolidare a autorităților locale, prin această structură. În afară de aceasta, desigur că elaborarea strategiei de asemenea este un plus, dar atât experții europeni, cât și noi înșiși, vrem ca schimbările respective să fie nu peste 2, peste 3 ani, cum prevede strategia pas cu pas, dar să mergem pas cu pas, dar în regim de urgență. Pentru că noi venim cu recomandări. Consiliul Europei vine cu recomandări, Congresul vine cu recomandări, noi, autoritățile locale, venim cu recomandări și doleanțe, dar ce avem noi din partea autorităților publice centrale? Noi dorim ca să fie și poate, auzită poate și vocea... Poate în drum spre Consiliul Europei trebuie să trecem pe la Chișinău? Aceasta și încercăm să o facem. Noi, într-adevăr, nu vrem să criticăm autoritățile centrale. Noi vrem să ajutăm autoritățile centrale pentru că, de faptul, cum vor activa autoritățile locale, cum vor activa primarii, autoritățile raionale, în mare măsură depinde succesul sau insuccesul acelui program de guvernare, indiferent cine va fi. Și atunci când, ca exemplu, noi venim cu unele recomandări, am venit cu niște recomandări în ceea ce privește legea cu privire la achizițiile publice, am venit cu recomandări ca să fie decentralizate serviciile, nu concentrate, și vedem că nu sunt în mare măsură auzite aceste propuneri. Pe de o parte, ne se spune că da, suntem disponibili să vă invităm la ședințe de guvern, reprezentanții Congresului, autorităților locale din Moldova. Suntem disponibili pentru a discuta, pentru a promova interesele locale, dar până la urmă se primesc cu totul alte hotărâri. Iată, această neînțelegere, părerea mea. Am văzut că, că prim-ministru s-a mai întâlnit de câteva ori cu președinții de raioane. Corect. Asta și-am menționat, că a fost stabilit un dialog, dar trebuie să fie și un rezultat a dialogului respectiv. Pentru că, până la urmă, ceea ce am menționat eu, rezultatul activităților locale, rezultatul care și-l dorește cetățeanul, pe el nu-l interesează familia mea, pe cetățean nu-l interesează coloratura mea politică, pe cetățean nu-l interesează sunt eu membru de partid sau nu sunt. Și ce fac eu când mă întâlnesc cu prim-ministru sau ce fac la Strasburg, ce fac la Stockholm, iată, la momentul de față. Cetățeanului îi este interesant și el dorește să vadă schimbări spre bine pentru el. Acesta este o cerere a cetățeanului care vine odată la 4 ani cu votul său. Iată, acest vot, odată la 4 ani, și depinde de calitatea, guvernării. De calitatea guvernării locale. Dar să revenim și la cetățeni. Ați vorbit că s-a discutat și subiectul problemele din regiunea transnistreană. Ce atitudine au delegațiile vis-a-vis de acțiunile recente ale Tiraspolului în zona de securitate, inclusiv și de refuzul de a permite accesul în regiunea transnistreană a reprezentanților Congresului? Este regretabilă atitudinea autorităților de la Tiraspol, pentru că dacă doresc să promoveze, cum declară ei, niște principii democratice, valori europene, etc., desigur că este o tâmpenie ceea ce au făcut ei atunci când delegația respectivă a dorit, prin intermediul misiunii OSCE, prin intermediul autorităților noastre locale, să viziteze, să aibă întâlniri, să discute pur și simplu cu autoritățile. Poate să includă și în raportul acesta. Cu autoritățile de la Dubăsari, și anume vreau să menționez ca pozitiv că în acest raport a fost menționat regretul de situația că autoritățile de la Tiraspol nu au acceptat nici într-un mod să se întâlnească cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale și Regionale de la Strasburg. În acest context, în cuvântarea mea de la Stockholm, am solicitat chiar o implicare mai activă a actorilor internaționali în susținerea eforturilor guvernării de la Chișinău, eforturilor guvernărilor locale, inclusiv ale noastre în raionul Dubăsari, care ne aflăm în zona de securitate, inclusiv unele localități din Rezina, pentru ca măsurile de încredere între malurile râului Nistru să fie promovate mai sporit, ca autoritățile care activează în zonele respective cu riscul de a fi mai puțin favorizate de investiții străine, cu riscul de a avea mai puține investiții și respectiv mai puține impozite și taxe la nivel local, cu riscul de a se confrunta cu neîncrederea cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.
ca aceste autorități să fie și să aibă o susținere mai esențială din partea autorităților centrale. Pentru că nu este normal ca niște localități, ca exemplu din raionul Dubăsari sau din raionul Căușei sau din raionul Aninoi, care se află în această zonă, să beneficieze de aceleași reglementări la elaborarea bugetului unității administrative teritoriale sau la elaborarea bugetului de stat pentru anul respectiv, ca și alte raioane din centru, care nu au pur și simplu asemenea situații. Riscuri. Nu au atâtea riscuri. Și la acest capitol sper foarte mult că propunerile care le-am făcut și au fost acceptate, vreau să menționez acest lucru, ca să generalizez privitor la rezultatele acestei vizite, practic unanim toți membrii Comitetului de Monitorizare din 47 de țări au susținut și au acceptat propunerile noastre, inclusiv acele recomandări care noi le-am propus ca să fie suplinite în acel raport care va fi prezentat în perioada 19-23 martie 2012 la Strasburg, Franța. Ați insistat acolo că raionul Dubăsari să fie abordat în special în aceste recomandări. Cum? Am abordat, ce urmează să fie? Vreau să menționez că am abordat nu numai pentru raionul Dubăsari. Eu am menționat pentru localitățile care se află în zona de securitate. În special am menționat pentru satele care se află în partea stângă a Nistrului. Adică, pe de o parte, eu vorbesc despre toate raioanele care se află în zona de securitate, în teritoriul limitrof cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova, dar în special, desigur, că acele câteva localități care sunt chiar și astăzi, practic din cauza că este blocat prin posturile instalate nelegitim de autoritățile de la Tiraspol, sunt blocate, să fie cu adevărat o atenție sporită. Este astăzi. Trebuie să menționez că sunt unele elemente sociale de susținere a oamenilor de aici, dar ele sunt prea puține. Autoritățile locale trebuie să aibă posibilitatea să demonstreze și să se dezvolte cu ritmuri mai sporite, atât în domeniul social cât și economic. Iată, la dezvoltare economică, părere de rău, dezvoltarea infrastructurii, noi mai avem încă multe de lucru. Și la acest capitol aș vrea să menționez că recomandările Consiliului Europei, delegației Consiliului Europei de la Chișinău, pentru a se implica mai activ, inclusiv prietenii noștri din exterior, la promovarea unor programe, la promovarea politicii de dezvoltare transfrontalieră a noastră. Iată, la acest capitol vreau să menționez că vom încerca, inclusiv fiind în calitate de președinte de raion, să promovăm ca raioanele noastre să fie parte componentă a euroregiunilor care se promovează de Consiliul Europei, pentru ca președinții de raioane, ca raioanele noastre, să aibă posibilitatea să vină cu unele surse financiare pentru contribuții și desigur că vom încerca să promovăm relații de colaborare între localități, între unitățile administrative teritoriale raioane, cu organizații obștești, cu respectiv localități din țările membre a Congresului Autorităților Locale și Regionale. Am înțeles că ați avut întâlniri cu reprezentanți din Azerbaidjan, Polonia, Federația Rusă și Suedia. Ați stabilit deja niște într-adevăr, mulți colegi din cadrul Consiliului Europei nu cunosc multe despre Republica Moldova. Nu cunosc specificul și situația după acel tragic război care zilele următoare, peste două zile, vom marca acelei 20 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Și sunt cointeresați pentru a veni cu informare, cu cunoaștere. Am încercat și am stabilit niște înțelegeri preventive cu reprezentanții delegației din Azerbaidjan, reprezentanții delegației din cadrul Congresului Autorităților Locale și Regionale din Lituania, din Polonia, pentru ca în cel mai scurt timp să încercăm să promovăm în comun unele proiecte comune, pentru ca să beneficiem de unele finanțări care sunt programate prin intermediul Ministerilor de Externe a acestor țări. Mai mult ca atât, este foarte important chiar să cunoaștem experiența lor. Pentru că, ca exemplu, informația care am primit-o de la delegația din Azerbaidjan, delegația Turciei și ceea ce am văzut chiar noi, pentru că ne-am deplasat prin intermediul Turciei, prin Istanbul,
am văzut niște dezvoltări și tempouri foarte bune de dezvoltare. Este foarte interesant să ne schimbăm cu opinia. Cum ei au realizat aceste schimbări în raport cu autoritățile publice centrale, dar să vedem mecanismele. Poate altă dată să învățăm și autoritățile publice centrale. Ce ar trebui să facă și ei împreună cu noi, pentru că aici nu numai că autoritățile publice centrale trebuie să ne dea nouă niște competențe. Le-am transmis și mai departe băteți-vă cap, cum ar fi discuțiile de acum, din ultimul timp, despre transmiterea unor competențe, ca exemplu, din domeniul învățământului autorităților publice, fie că raionale, fie că locale. Este în proces de discuție. Cum ar fi împuternicirea autorităților de a strânge impozite. Nu numai asta. Noi dorim ca să meargă în complex. Ieri am participat la ședința Comisiei pentru Descentralizare Financiară sub conducerea Ministrului de Finanțe, în cadrul căreia am luat cuvânt și am solicitat ca reforma în domeniul descentralizării financiare să nu fie plasată numai la capitolul că strângeți voi niște impozite acolo, că voi aveți dreptul acolo să mai ridicați impozitele, etc. Dar să meargă în complex și acele transferuri pentru investițiile capitale și acele surse financiare care astăzi se acumulează la nivel de autorități centrale sau fonduri naționale, nu de la Chișinău trebuie să fie repartizarea respectivă. Ele trebuie să fie la cap de locuitor sau reieșind din unele proiecte care pot să fie realizate la nivel de raion sau la nivel local, pentru că raioanele au arhitectori, au direcțiile investiții, au direcții economie, au acele direcții agricultură, etc. Ca exemplu, am fost mirat de faptul că agențiile pentru investiții în agricultură, investiții și plăți, sunt la nivel de Ministerul Agriculturii. Ele ar trebui, dacă vorbim despre descentralizare, să fie la nivel local. Am fost mirat de intenția unor demnitari de a centraliza serviciile relații funciare și cadastru, care astăzi activează în cadrul raioanelor, să fie sub egida agenției. Am fost mirat de faptul că în loc să meargă o descentralizare efectivă a serviciului de achiziții publice la nivel de raioane, fiindcă în fiecare direcție economie sau secție economie activează specialistul în domeniul achizițiilor publice. Primarii nu trebuie să fie zi și noapte pe drumuri, să meargă încolo. Ei au competența respectivă la nivel local. De ce nu ar fi posibil să fie transmisă? Eu cred și sunt convins că sunt multe competențe care statul astăzi poate și-ar dori să le transmită acolo. Ca exemplu, mulți spun întrebarea, care e cauza că serviciul pompieri, ca exemplu, situație excepțională, astăzi este dirijat la nivel central. Când președinții de raioane sunt președinții a comisiilor situații excepționale raionale. Dar cu cine el se dirigeze dacă ele sunt servicii desconcentrate în teritoriu? Sau poliția? Tot un domeniu care de asemenea a fost menționat în raport și în cuvântarea raportorului ca element de descentralizare care trebuie să fie realizat pe timpul apropiat și în strategia elaborată de guvern în comun cu autoritățile locale prevede. Pe noi ne deranjează mecanismele și timpul. Iată, aceste două elemente, pe noi și pe mine inclusiv. Și pe cetățeni. Nu mai poate lumea aștepta și deja. Și cetățenii inclusiv. Da. Pentru că drumurile, cum ați menționat dumneavoastră la începutul emisiunii noastre, bine, nu poate să cunoască mai bine unde și ce să realizeze din sursele financiare care ar fi la nivel de raion, ca exemplu, mai bine ca Consiliul Raional sau mai bine ca cetățenii. Pentru că, până la urmă, principiul subsidiarității, care este un principiu al cărții europene, ca serviciile să fie organizate cât mai aproape posibil de cetățean, sunt realizate prin intermediul consiliilor respective, consilierilor, prin intermediul autorităților executive care le reprezintă președinții de raioane la nivel de raion sau primari la nivel local. Am văzut din știri că deja a dat indicațiile respective ca toți specialiștii din Dubăsari să-și pregătească proiectele de care au nevoie în acest sens. Vreau să vă întreb care va fi soarta acestor recomandări, de fapt, când cetățeanul va putea auzi niște rezultate concrete. Raionul Dubăsari, pe parcursul acestor 9 ani de zile de când practic activează în formatul acesta, din 2003, după reforma administrativ-teritorială,
cu adevărat a realizat mai multe lucruri. Cu toate că am început în situații foarte și foarte dificile, foarte grele. Practic am început fără sediu, fără nimic, fără personal, fără o experiență, etc. Dar am realizat mai multe lucruri datorită, în primul rând, cred că disciplinei. Disciplinei financiare, disciplinei de muncă, care am realizat-o și am promovat-o categoric la toate etapele. Începând cu angajarea specialiștilor calificați, profesionalismul în primul rând și pe urmă alte elemente și atitudinea administrației față de acești lucrători. Ca exemplu, pentru tinerii specialiști care, desigur că sunt mai iuți, sunt mai activi, care cunosc mai bine limbile străine, care cunosc mai bine tehnologiile informaționale, calculatorul, internetul, etc. Noi am venit cu inițiativa și am fost susținut de Consiliul Raional de întotdeauna privind alocarea unui suport financiar lunar pentru ei impunător, ca exemplu de la 300-400 de lei în dependență sau câte un ajutor material pentru vestimentație. Niște lucruri simple, dar noi am venit cu o motivație pentru ei. Să nu plece undeva. Am scris 10, ca exemplu în anii aceștia am realizat sute de proiecte scrise și finanțate atât din exterior cât și la nivel de Republică. Am mers cu economie de surse financiare. Am știut să numărăm fiecare bănuț, să nu cheltuim banii pur și simplu în vânt, pentru că banii avem puțini și din acești bani puțini să realizăm lucruri frumoase. Da, într-adevăr, oamenii ne susțin. Da, într-adevăr, oamenii au simțit și au văzut schimbările respective spre bine. Dar e puțin. Avem surse financiare foarte puține. Capacități, da, avem. Avem studii toți. Ne-am învățat multe. Avem încă multe de învățat și dorim să ne învățăm. Ca exemplu, iată, recent m-am întors în luna ianuarie, am efectuat o vizită de lucru împreună cu șeful direcției juridice din cadrul aparatului președintelui raionului în Federația Rusă. Am încheiat contracte de colaborare, acorduri de colaborare, îmi cer scuză, cu două entități mari, raionul Lomonosov din regiunea Leningrad și okrugul finlandez din municipiul Sankt Petersburg. Avem înțelegerile respective ca în comun să schimbăm, să facem schimb de tineret, să facem schimb de posibilități financiare, inclusiv în domeniul economic. Să informăm partea rusă despre capacitățile și posibilitățile noastre de a exporta ceva și de ce nu poate că să atragem careva investitori din Federația Rusă. Pentru că nivelurile bugetelor din Federația Rusă sunt, desigur, ca și din Europa, sunt cu mult mai mari și posibilitățile lor. E ceva original, Federația Rusă să investească în zona de securitate. Și ar fi, cred eu, pentru că pentru cetățean este foarte important, ca și pentru mine ca conducător, să avem locuri de muncă. Oamenii doresc să muncească acasă, alături de copii și nu să plece undeva. În afară de aceasta, ceea ce ați menționat și dumneavoastră ca întrebare, cu oamenii așteaptă rezultate. Desigur că am menționat, oamenii nu așteaptă numai să vorbim. Ei doresc să vadă schimbări concrete pentru el. Că voi spune eu, președintele raionului de Băsari, că uite, datorită faptului că am văzut ceva frumos, nimic nu schimbă cetățeanului. Noi trebuie prin locuri de muncă, prin dezvoltare investițională locală, prin susținerea și prin capacitatea autorităților locale de a dirija singur la nivel local cu agenții economici, de a le da posibilitate să se dezvolte ei singuri. Nu de a căuta numai și dacă nu avem posibilitatea să-i ajutăm, să nu le încurcăm pur și simplu, prin multiple controle, prin multiple regulamente, cerințe, etc. Pentru că numai astfel noi putem să dezvoltăm atât sectorul economic, cât și respectiv încasările la bugetele locale. Lumea poate altă dată se supără pe primari, pe noi, că avem poate că prea puține realizări. Dar trebuie să menționez că realizările pot fi realizate nu numai de unul singur conducător. Am menționat de echipa care este alături. Dar următorul pas este comunicarea cu cetățenii. Cetățenii trebuie să cunoască că fără implicarea lor personală, fără implicarea acelor subdiviziuni în școli, acelor subdiviziuni din localități, este practic imposibil de schimbat chiar și atitudinea față de problema respectivă. Cât de mult ar însemna, ca exemplu, organizarea unor eventuale ieșiri a cetățenilor de pe o stradă sau de la un cartier pentru a face ordine în teritoriu. Cât de mult ar însemna acele tradiții ale noastre când noi ieșim să curățim fântânile,
cât de mult ar însemna pur și simplu să ieșim cu copiii și să lămurim că nu este bine să aruncăm gunoiul unde ne vine nou. Eu cred că lucrurile acestea, alături de experiența europeană, alături de experiența care noi o avem, chiar noi înșiși, bună, ne dă nouă posibilitatea ca să avem o încredere. Numai că nu trebuie să așteptăm că cineva să ne facă. Europa are problemele sale, dragi colegi și stimați telespectatori. Ei au problemele lor, cum au și interesul lor. Noi trebuie să avem problemele noastre și rezolvarea să o căutăm aici la noi pe loc. Dar să avem și interesul respectiv. Pentru că, până la urmă de comunicare, cum am menționat eu, în mare măsură va depinde și înțelegerea cetățeanului. Poate astăzi nu putem tot să facem, dar hai ceva să facem astăzi și ceva mâine, ceva poimâine. Sperăm foarte mult că autoritățile centrale de la Chișinău, într-adevăr, vor găsi soluții viabile pentru a promova aceste lucruri și pentru a descentraliza serviciile și competențele respective la nivel local. Suntem gata să ajutăm. Vorbiți foarte mult despre comunicare cu cetățenii. Cum, de fapt, realizați această comunicare? Ce relație aveți cu publicul și cu mass media? Mulțumesc, e o întrebare foarte bună și cred că anume datorită acestei comunicări, în mare măsură, am reușit, într-adevăr, să realizăm acele peste 100, dacă nu mai bine, de proiecte la nivel local. Este vorba, în primul rând, de faptul că la nivel de raion am organizat acea pagină electronică, web, prin care putem să discutăm și să răspundem la oricare întrebare a cetățenilor noștri. Măcar fie el în America, fie el în Canada, sau fie în Italia, sau fie într-o localitate de aici, de la noi. Personal, în calitate de președinte, utilizez diferite site-uri pentru a comunica cu cetățenii. Am foarte mulți prieteni prin diferite site-uri sociale din internet. În afară de aceasta, desigur că am acordat o atenție sporită comunicării cu tineretul. Iată, la acest capitol în raionul Băsari, am fost printre primii din Republică la capitolul organizarea unui centru metodic tineret la nivel de raion. Am organizat și am angajat în cadrul acestui centru câte un specialist pentru fiecare primărie din teritoriu. În afară de aceasta, i-am dotat cu cele necesare. Am organizat mai multe măsuri raionale, cum ar fi școala tânărului conducător. Pentru cei mai activi, am organizat în fiecare instituție de învățământ consiliile locale tinerilor, primarul fiecărei instituții. În afară de aceasta, desigur, sunt prezenți pe site. Aveți un site de invidiat. Uneori mă gândesc că jurnaliștii pot să preia știri de acolo. Da, sau aveți specialiști foarte bine pregătiți. Vreau să spun că am venit cu inițiativa și vreau să mulțumesc consilierilor raionali care au susținut ideea respectivă a președintelui de raion ca să fie organizat în cadrul aparatului președintelui un serviciu de relații cu publicul, în cadrul căruia sunt angajați specialiștii care nu numai că organizează ieșirile președintelui în teritoriu, nu numai că ajută la capitolul acumularea întrebărilor, informații din mass media, republicană, locală, internațională, dar și controlează executarea acelor promisiuni care au fost date sau acelor probleme care au fost abordate. Începând, ca exemplu, ultima mea ieșire în teritoriu a fost în primăria Oxentia. Practic, în toate localitățile am ieșit cu diferite propuneri, cu diferite vizite. Mai mult ca atât, un timp chiar am promovat și organizarea ședințelor Consiliului Raional în teritoriu. Pentru ca să fim mai aproape, astfel încurajând atât primarii, cât și ridicând și responsabilitatea lor, pentru că vine un raion întreg să vadă ce fac. Vreau să vă spun că în fiecare două săptămâni sunt planificate ieșirile președintelui raionului în teritoriu. Avem instituit ziarul raional, buletinul informațional Noutăți din Străine. Și mai mult ca atât am reușit să stabilim niște relații foarte bune prin organizarea sau prin susținere, mai bine spus, a organizării unor asociații obștești, cum ar fi revitalizarea și reorganizarea sau organizarea, hai să spun așa cum este, a Asociației Veteranilor de Muncă și de Război din Raion. Am organizat în fiecare localitate, în fiecare primărie, acele asociații a veteranilor respectivi. Prin ele ați mobilizat într-un fel. Desigur. Astfel noi avem posibilitatea, nu numai noi să avem comunicare, dar să avem comunicare prin intermediul acestora. Plus la aceasta vreau să spun că în afară de
consiliile locale a tinerilor care sunt organizate. Am organizat la nivel de raion, necătând la ceea că am spus, deja avem 20 de ani de când s-a început conflictul militar, războiul de pe Dnistru. Noi abia în 2004, după reorganizare administrativă, am organizat la nivel raional Asociația Veteranilor Războiului de pe Dnistru, care nu era pur și simplu. Am consolidat mișcările care sunt, erau mai multe, care activau haotic, le-am organizat și i-am susținut și îi susținem în fiecare an, atât prin intermediul alocărilor de surse financiare la diferite măsuri care se organizează de ei, cât și nemijlocit. Și aleg singur președinții? Desigur. Aceasta este un element. Noi nu avem dreptul să ne amestecăm. Noi putem să venim numai cu un suport logistic. Noi am ajutat foarte mult bisericile din teritoriu. Și vreau să spun că nu-mi este rușine de acest lucru. Pentru că noi avem datoria creștinească să susținem și bisericile. Pentru că valorile creștinești, ortodoxe, trebuie să fie menținute și promovate. Și de oamenii în etate, cât și de tineri, cu ajutorul, desigur, ca a noastră, a autorităților raionale. Mai mult ca atât, eu, în calitatea mea de președinte de raion, vreau să menționez că, cu toate că este hotărâre de guvern prin care lunea este ziua de primire a cetățenilor, eu nu împart zilele. Fiecare zi, fiecare cetățean are posibilitatea să vină. Telefonul de contact a președintelui de raion, inclusiv mobilul, este cunoscut de toată lumea din raionul Dubăsari. Am avut sunete și la 2 dimineață, și la 3 dimineață, și la 4 dimineață, și la 5 dimineață a oamenilor care poate altă dată ne mereau în situații de disperare. Poate altă dată aveau o necesitate de urgență și nu aveau posibilitatea să ajungă la urgență, că era ocupat telefonul sau altceva. Sau am avut și cazuri când cazuri tragice, când era necesar de urgență o implicare a colaboratorilor de poliție, etc. Și mie nu-mi este rușine, pentru că datorită votului cetățeanului respectiv, datorită susținerii oamenilor respectiv, eu sunt la funcția respectivă. Am obligațiunea pentru mandatul de 4 ani de zile să fiu nu deasupra oamenilor, dar să fiu alături cu cetățenii din raionul Dubăsari. Acest instrument de relații cu publicul este o parte importantă. În mai multe rapoarte au fost semnalat de experți că autoritățile publice, mai cu seamă cele locale, nu au un instrument bun de relații cu publicul, ceea ce și până azi lipsește în unele raioane. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce le-ați răspunde celor cetățeni, celui cetățean care acum vă vede la televizor și se întreabă: ei, a fost domnul Policinski la Stockholm, ei, a fost delegația Republicii Moldova acolo. Noi, cum vom simți aceasta? Dumneavoastră ați menționat că, într-adevăr, în cadrul ședinței operative, am informat toți șefii de secții, direcții din cadrul Consiliului Raional, inclusiv serviciile desconcentrate în teritoriu, despre vizita respectivă. Ce am obținut? Ce întâlniri am avut? Și indicația care am emis-o pentru conducătorii serviciilor, pentru vicepreședinți, pentru colaboratorii aparatului, desigur că pentru a pregăti propuneri, pentru a veni cu solicitări, pentru a veni cu unele propuneri de organizare a planurilor concrete de promovare a acestor relații, de atragere a investițiilor. Iată, la acest capitol, nu degeaba am menționat că trebuie să fie o complexitate. Nu numai am promis și am uitat. În raionul Dubăsari, în cadrul aparatului președintelui raionului, există această structură de indicații, există structura de control a executării indicațiilor respective și este interesul cetățenilor, este interesul funcționarilor pentru a-și realiza sarcinile și competențele care sunt stabilite conform cadrului legal. Anul acesta, de asemenea, pentru prima dată am organizat un azil pentru oamenii în situații de risc, care a fost organizat prin intermediul Comisiei Situații Excepționale, care practic 4 ședințe. Dar îmi pare foarte rău atunci când autoritățile publice locale din nivelul 1, primarii, care de asemenea sunt ca în calitate de președință a Comisiilor Situații Excepționale la nivel de primării, practic mai slăbuți și mai rar încearcă să implice oamenii din localitățile respective. Eu vreau să le recomand cetățenilor să fie mai insistenți, să nu aștepte că dacă cineva a promis, uite, în data a doilea sau a treilea zi va fi realizat. Să fie mai insistenți și dacă nu vin conducătorii, primarii,
președinței de raioane, inclusiv eu, într-o localitate sau alta. Trebuie să cerem, trebuie să mergem, trebuie să batem la ușă. Și noi nu este numai decât că să mergem la raion sau să mergem nu știu unde. Este telefon pentru a face careva economii de acele legături, de a ne deplasa, etc. Și de a cere în scris răspuns la acele solicitări care sunt. Eu sper foarte mult că timpurile grele prin care trecem noi, inclusiv din cauza acelei crize financiare care practic întreaga lume trece, vom ști să trecem peste greutăți. Și sunt convins că va fi o descentralizare financiară corectă, dacă într-adevăr vor fi transmisă nu numai competențe și împuternicerile, dar și surse financiare autorităților locale în comun și autoritățile centrale și autoritățile locale, ambele guvernări, guvernarea centrală și guvernarea locală, poate cu adevărat să realizeze multe doleanțe a cetățenilor. În mai multe raioane, forțele politice mai luptă încă pentru punctaj politic, pentru unele locuri în administrația publică locală. În calitate de președinte de raion, aveți experiența în spate de mai mulți ani de președinte de raion. Cum reușiți să împăcați aceste diferite forțe politice pe care le aveți? Aceiași consilieri din Consiliul Raional de diferite culori politice. Într-adevăr, îmi pare foarte rău. Dacă reușiți, vă întreb cum. Da, desigur că am reușit mai mulți ani, activând și în calitate de primar, două mandate, a treilea mandat deja de președinte de raion consecutiv. Am reușit până acum să găsim diferite soluții de a împăca spiritele. Promovând în primul rând ideea că la nivel local nu există interese de partide, există interesul cetățeanului în primul rând. Interesul și sarcina mea ca conducător, sarcina noastră ca consilieri, să realizăm ceea ce dorește cetățeanul. Dar de ce există? Și nici de cum unele ambiții. Dar vreau să menționez cu adevărat, există ambițiile unor consilieri, există ambițiile unor funcționari, există ambițiile unor cetățeni inclusiv. Este un element normal. Dar desigur că am știut întotdeauna să promovez ca ambițiile respective, pentru că e un element firesc să fie ambiții. Altfel nu ar fi această concurență electorală. Dar odată ce s-a terminat scrutinul electoral, odată ce au fost aleși consilierii, odată ce a fost alesă autoritatea executivă a Consiliului Raional, desigur că, stimați colegi, stimați consilieri, de aici deja este vorba despre munca în comun. Vor trece acești 4 ani repede. Și atunci cu ce vom veni noi dacă sunt unii consilieri care practic la 90% toate deciziile care se promovează de autoritatea executivă votează împotrivă. Cu ce veți veni dumneavoastră la cetățean? Ce veți spune? Cu ce l-ați ajutat pe cetățeanul respectiv? În Consiliul Raional de Băsari persistă cu păreri de rău. Situația când ceea ce noi vedem cu păreri de rău la nivel de Parlament, la nivel central, când este hărțuială respectivă, nu știu... Cum reușiți aceasta? Nu știu care nu mi-ați răspuns la întrebare. Greu. Cum reușiți să-i convingeți? Vreau să vă spun că este foarte, foarte greu și este dureros chiar. Pentru că știind de la ce am început, știind că practic ceea ce astăzi are raionul de Băsari a fost datorită anume acestei arte. Da, trebuie să fii și cu capacități de a fi un psiholog, cu capacități de a fi prieten, cu capacități dar și de a fi și un conducător mai dur altădată. Pentru că un principiu al meu de conducere, desigur că este disciplina în toate. Atât a mea personală ca conducător, cât și ucer și din toți colegii, inclusiv și din partea consilierilor. Chiar dacă eu reprezint autoritatea executivă și am fost promovat de consilierii respectivi. Cum am reușit, hai să spunem așa, niște mecanisme? În primul rând, la împărțirea acelor comisii în cadrul Consiliului Raional, am stabilit că unele funcții de conducători a comisiilor au fost repartizate respectiv reprezentanților din, hai să spunem așa, de la alte partide. În afară de aceasta, toate proiectele de decizii, accentuez toate, le promovăm pentru a fi publicate din timp, dar desigur că și de a fi discutate proiectele de decizii preventiv până la ședințele Consiliului respectiv.
încercăm foarte insistent să atragem și să solicităm din partea consilierilor propuneri reale, propuneri concrete. Bine, nu sunteți de acord cu poziția mea, ca exemplu, cu poziția unei direcții sau unei secții, pe o problemă sau alta. Care este opinia dumneavoastră? Și în acest context, desigur că deseori nu primim niciun răspuns. Atunci, desigur că îmi pun eu întrebarea. Atitudinea sau acțiunea unui consilier sau unui grup de consilieri poartă un caracter de consolidare sau poartă un caracter de distrugere? Pentru că în cazul respectiv îmi asum responsabilitatea să ies față de cetățeni, față de alegători și să spun deschis. Oameni buni, nu am putut astăzi să rezolv întrebarea cu stația de pompieri din satul Coșniță din cauza că un grup de consilieri a blocat primirea acestei decizii. Și această comunicare, iarăși mă întorc la comunicare, încerc să o mențin permanent, inclusiv prin intermediul structurilor raionale, secretarul Consiliului Raional, ca exemplu, prin intermediul președinților comisiilor de specialitate. Și mai mult ca atât, chiar am venit încă cu o idee, ca la toate comisiile de specialitate să participe toți șefii de secții direcții. Ca ei să audă și să poată să dea un răspuns la oricare solicitare sau la oricare întrebare. Ca asta să nu fie o noutate. Să nu fie o noutate, ca fiecare consilier să aibă posibilitatea să poată să primească răspunsul respectiv de la fiecare din conducătorii de instituții sau de la fiecare din conducătorii de servicii. Și cel mai important, vreau să spun, sper foarte mult că telespectatorii care ne vizionează, colegii mei din cadrul Consiliului Raional de Băsari, consilierii raionali, consilierii locali din toate primăriile noastre și nu numai din Raionul de Băsari, dar la care ne vizionează la moment, vor înțelege un lucru, că noi am fost aleși, fiecare în particular, și avem o responsabilitate personală pentru starea de lucruri într-o localitate sau altă. Nu trebuie să fim invidioși față de lucrurile bune care se realizează, din potrivă, trebuie să ne bucurăm. Ca exemplu, avem relații foarte bune cu colegii de alături, cu vecinii, cu Raionul Creuleni, cu conducerea Raionului Creuleni, cu toate că este aleasă pe lista altui partid electoral. Mă bucur foarte mult atunci când mă sună și întreabă cum faci tu lucrul respectiv, dar cum rezolvi problema respectivă, pentru care primul mandat. Mă bucur foarte mult de faptul că ei, având o experiență mai mare în cadrul unor secții direcții, ca exemplu, direcția de atragere a investițiilor, pentru că este un raion cu istoric mare, comparativ cu raionul Dubăsari, fiindcă orașul Dubăsari este și sub jurisdicția Transnistriană. Și atunci specialiștii noștri merg acolo și primesc consultarea respectivă la nivel de colegială, ne întrebând de cui tu ești, pe lista cui ai fost promovat sau care partide te susțin și care nu te susțin. Cum să se reușească? Care este, de fapt, secretul unui ales local de succes? Astfel încât să mai ia și un mandat, și încă un mandat, și încă un mandat. Da. Eu cred că ceea ce am discutat noi în astă seară, în cadrul emisiunii dumneavoastră, toate la un loc, dacă să le luăm, cred că ar fi încă puțin spuse. Este vorba de o sacrificare, în primul rând. În sensul? Este vorba de o sacrificare totală și o dedicație totală muncii. Numai muncind zi de zi, să cunoaștem că nu ora de lucru a unui președinte de raion sau a unui primar nu se începe la ora 8 dimineața și se termină la ora 17. 24 de ore din 24 este munca fiecărui cetățean. Nu poate să existe munca cetățeanului care a dorit să fie un primar sau un conducător. Nu poate să fie sâmbătă duminică. N-au existat nicio sâmbătă, nicio duminică pentru președintele Raionului Dubăsari sau când eram eu primar. Eu trebuia să cunosc ce se întâmplă în școală, ce se întâmplă la cimitir, care este situația în echipa de fotbal, care este situația în familie care are trei bebeluși de gemeni, ca exemplu. Sau care este situația unui profesor care a suferit o intervenție chirurgicală, președintele raionului sau un conducător trebuie să dovedească. Dacă nu dovedește singură, pentru aceasta trebuie să realizeze un program normal de activități cu colegii care îl ajută. În afară de aceasta, desigur că un exemplu de succes nu poate să îl aibă niciun conducător dacă nu va avea o echipă bună. Eu vreau să mulțumesc colegilor din cadrul aparatului președintelui.
Raionului de Băsari. Desigur că vreau să accentuez că dacă nu era această unitate de echipă, să nu credeți că e totul foarte bine și la noi. Avem discuții, avem diferite contraziceri, avem chiar altă dată și cerți, dar anume pe făgașul profesional. Nici de cum nu mergem cu careva lovituri la persoană. Este cel mai de prost gust atunci când un conducător încearcă să abordeze că el este cu mult mai sus, că știe cu mult mai mult decât subalternii săi. Și desigur că vreau să menționez că pentru consolidarea capacităților noastre, pentru realizările care le-am făcut și care le vom face, în foarte mare măsură influențat capacitatea noastră de a ne uni ca consecință a războiului din 92. Noi, într-adevăr, prin unitate am reușit să ne menținem ca entitate, am reușit să obținem o verticalitate în relațiile cu acele persoane care tare mult doreau să distrugă Republica Moldova în anii 90-92. Vreau să-mi exprim condoleanță pentru toți ostașii căzuți pe câmpurile de luptă în acel tragic război pentru menținerea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Vreau să aduc sincere mulțumiri ostașilor din cadrul Ministerilor de Forță, combatanților care au știut să fie cetățeni patrioți a neamului nostru. Și desigur că să-mi exprim durerea și îngrijorarea pentru faptul că de 20 de ani noi, malurile râului Nistru, așa și nu le-am reunificat. Rămâne a fi o sarcină pentru noi toți. Nu numai pentru autoritățile centrale, nu numai pentru autoritățile din nivelul 2, dar pentru fiecare din cetățenii noștri. Eu vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să veniți la emisiunea noastră, domnule Policinski. Stimați telespectatori, vă reamintesc că invitatul emisiunii din această seară a fost Grigore Policinski, președintele Raionului Dubăsari și vicepreședintele Congresului Autorităților Locale din Moldova. Seară bună!